Salutare, dragilor! Mă aflu în fața Filarmonicii de Stat din Arad, un reper cultural pentru orașul nostru. Nu am ales întâmplător acest loc pentru că invitata de astăzi, să-i spun numele acum, nu, vă mai țin în suspans, are o poveste tare frumoasă și, pentru că are legătură cu acest loc, vă invit să o primim cu multă dragoste pe Claudia Iuga. Și dorul tău să-l pot doar eu, iar altcuiva să nu-l pot sta. Mulțumesc că ai acceptat invitația mea, Claudia. Dar cum să nu accept? Să știi că mă bucur tare mult că te-am astăzi aici invitată și mă gândeam oare ce aș putea să vorbesc cu tine în 30 de minute, pentru că nu știu dacă o să ne ajungă. Păi încercăm să lăsăm tot ce discutăm de obicei în culise la spectacole și atunci nu știu, să vorbim altceva despre toamna care vine, despre... Uite, îți mulțumesc că m-ai ajutat să-mi aleg ochelarii. Da, sunt foarte frumoși, îți stau foarte bine. O să mai schimbăm pe parcursul emisiunii, pentru că avem, oricând, avem materiale de toate. Am început parcursul nostru la Filarmonică și să știi că nu întâmplător am ales această locație. Noi am făcut parte dintr-un proiect, pentru că îi putem spune așa, deosebit. Este vorba despre Tu ești primăvara mea, cu ochi de stea și mâini de flori, de vrei orice nor, tu îl alungi. Tu ești primăvara mea, lumina mea, și duci cărări departe spre cer, cu glas de dor, de dor. Gata. Asta era partea lui George. Nu vreau să te întrerup. Da, a fost un proiect care a ajuns la sufletul oamenilor. Da. Un proiect de succes, da, al orașului nostru și spunem că nu este ultimul? Nu este ultimul și aș vrea să fac câteva precizări. Doamne, cât de oficial a sunat. Da, și mie mi se pare la fel. Dar musai trebuie să fac aceste mici punctaje, ca să le spun așa. A fost un efort comun din partea tuturor. A fost un efort din partea Filarmonicii, din partea colegilor din orchestră, care în perioada aia erau așa un pic, mă rog, într-o situație ușor incertă. A fost un efort din partea echipei de producție, a fost un efort din partea soliștilor și a fost un efort, cred că și din partea arădenilor, să vină după 2 ani de nefăcut nimic și de stat în casă și să aibă încredere că o seară cu noi le va umple sufletele, în contextul în care deja puteau să meargă în absolut orice altă parte. A fost un efort comun și a fost un efort pentru Arad și te felicit pentru emisiune, pentru I Love Arad, pentru că toți o ardem și o rupem cu hashtag-uri și pentru Arad, la Arad și forever Arad, Aradul curat, Aradul frumos, Aradul mai știu eu cum, dar uite să faci chestii care efectiv, da, domnule, de unde ești? Din Arad și I am proud of it. Mai puțin. Trebuie să învățăm să fim așa și cu siguranță eu cred că vom ajunge într-un punct în care și tinerii vor fi mult mai implicați în comunitatea noastră. Da. Dar până atunci au nevoie probabil de exemple. Da, au nevoie de exemple, au nevoie să vadă de la alții, au nevoie să vadă de la colegii lor de generație și de la prietenii lor, iar noi avem nevoie ca și decani de vârstă, să-i spunem așa. Iar noi avem nevoie să înțelegem că noi fără ei nu facem și nu valorăm nimic. Și pe chestia asta, iartă-mă întreruperea, sunt atât de bucuroasă că am putut împărți cabina cu tine și cu Alexandra și cu Gianina. Pentru pe care le salutăm, pe care și, le salutăm și le pupăm. Și ca să fie clar, am împărțit cabina solistelor din culisele Palatului Culturii Arădene și... cu voia lui Dumnezeu, o să mai împărțim încă cel puțin 2 serii. Abia așteptăm în 16 și 17 decembrie, pentru că în aceeași formulă nu mai cântăm despre primăvară, ci aducem o veste.
Și ce veste aducem. Și ce veste aducem. Știi că la emisiunea cu Zoltan Lovas, pe care îl pupăm și ne bucurăm că am fost colegi în acest proiect, v-am bărfit foarte mult. Și uitați-vă la emisiune, eu nu pot să vă spun acum pentru că trebuie să vedeți emisiunea, e foarte faină. V-am bărfit în ideea că, spunea Zoli așa, nu înțeleg cum au reușit să ne aducă, să strângă oamenii potriviți, pentru că am avut o conexiune cu toții. Ne-a fost foarte ușor să lucrăm împreună, pentru că noi, practic, ne-am distrat și ne-am simțit extraordinar. Dar munca pe care am depus-o a fost, pot spune, titanică? A fost titanică. Păi, apropo de munca titanică, filmăm astăzi 2 noiembrie. Pentru emisiunea care va apărea la un moment dat, iar pentru spectacolul din 16 și 17 decembrie, apropo de munca titanică, colegii mei în Q-Band deja sunt montați în sala de repetiții și au pornit repetițiile. Și rând pe rând, râm pe râm, cum era un vers dintr-o piesă pe care am cântat-o la cor, râm pe râm ne vor chema și vom repeta împreună, ca în momentul în care avem prima repetiție cu filarmonica, cel puțin din punctul nostru de vedere, să fie cât se poate de bine. Tu ești cunoscută ca fiind vocea. Da. Vocea IPJ-ului. Vocea Radului. Și este de fapt un adevăr, pentru că tu ai dus Aradul la un nivel la care nu a mai fost dus. Și o chestie grea asta pe umerii oricui, e o chestie grea. A fost o nebunie la momentul respectiv. Uite că anul viitor se împlinesc chiar 10 ani de când am fost la voce și nici măcar nu a fost ideea mea. Nici o idee strălucită nu mi-aparține, trebuie să recunosc. Ce interesant! Nu, nici o idee strălucită. Dar cine te susține din spate? Nu că n-am ști. Cine este motorul, de fapt? Motorul sunt colegii mei de trupă. La Vocea României, motorul a fost Sergio. La proiectul Q-Band, motorul a fost și mi-a fost și mi-este în continuare Otila. Și avându-l pe Otila și în viața privată, n-am cum să nu spun că sunt super norocoasă, pentru că nu știu cine ar suporta ritmul și stilul ăsta de viață, cine ar suporta toanele, să le zic, ocazionale pe care le mai am, pentru că sunt toane cauzate de nervi, de o zi proastă, de un ruj care n-am comandat de pe net și nu este nuanța care mi-a plăcut sau care mi-ar fi trebuit. O tragedie. Pentru noi este o tragedie, așa că da. Deci de make-up nu ne legăm. Nu, sub nicio formă. Este sfânt. Și vestea m-a dus. De fapt, vestea m-a dus, a pornit cu o altă chestie în 2019. Ne-am adunat câțiva și am făcut un mix de colinde. Și a ieșit foarte drăguț și ne-a plăcut extrem de mult. Și la un moment dat, la începutul anului 2020 a fost oare sau când a fost? Când 2021. La începutul anului 2021, după mă rog, ce am făcut revelionul evident acasă toată lumea în 2020. A fost greu, da. A fost horror. Era George și cu Attila. Și la un moment dat îl întreabă Attila dimineață, în 1 sau în 2 ianuarie, nu mai știu în ce dată, îl întreabă pe George, na, ce facem de Crăciun? Păi, cum adică ce facem? Facem ce am făcut, dar facem mai mare. Și pe ce piese? Și atunci și-a adus aminte George de o colindă care a plăcut lui extraordinar de mult, de când era copil, el până la urmă. Vestea m-a dus. S-a născut Mântuitorul, Domnul și Izbăvitorul. O vestea m-a dus, s-a născut Iisus. Și în luna, nu mai știu când v-am adunat în decembrie, avem nevoie de voci. Și prima voce la care m-am gândit ai fost tu. Avusesem în anul anterior o altă colaborare cu o tânără care nu s-a dovedit a fi din filmul nostru. A ieșit foarte bine colaborarea, doar că ea s-a relocat în alte spații prioritice. Și atunci am zis, ok, hai să o facem de Arad. Hashtag I love Arad, pentru Arad, filmat în Arad, 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 Arad. Și dacă n-am spus de suficient de multe ori, Arad. Și atunci, bineînțeles, de la tine,
A venit ideea Alexandra, care, dacă ne aducem aminte și dacă publicul spectator nu știa, Alexandra s-a prezentat la studio în, cred că, 20 de minute. Da. Piesa a învățat în următoarele 5 și am imprimat-o cu toții în aceeași zi, cred. Da. 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 Și cam asta a fost. Și de la proiectul Veste am adus, pentru că a ieșit atât de bine și nu am spus-o noi, ci a spus-o publicul prin vizionări de pe YouTube, de pe peste 30.000. Da, peste 30.000 pe YouTube și YouTube are 32.000, deci în timpul anului se ascultă. Am rămas șocată, chiar am verificat acum, da, adică. Și pe Facebook clipul a fost postat separat, alte 30.000, ceea ce pentru Arad eu zic că nu e rău. Și atunci e așa s-a născut bine, ideea mult. De tu ești primăvara mea. Și a zis aceeași formulă. Mulțumim lui George, da, și George. Lui da, și Sergiu, și Lari Muntean, și... Da. Ați fost o echipă și da. O întreagă echipă a muncit da. Pentru acest vis, pentru că atunci cred că era un vis. Atunci să, a fost să stabilești o chestie de genul ăsta cu un an înainte, e ceva... Da, adică zici, nu, lasă că mai am vreme până la anul. Și niciodată nu este suficient timp. Pe mine m-a bucurat tare mult când am primit telefonul tău și chiar eram foarte curioasă, bun, am acceptat, ce se întâmplă de acolo înainte? Da. Că trebuie dat foarte multe detalii. Nu. Și când am ajuns acolo în studio și v-am întâlnit pe toți și v-am revăzut, de fapt, a fost și o conexiune, pentru că despre asta este vorba. Să avem conexiune, să fie ușor să cântăm împreună. Da. Da. Să fie ușor să stăm împreună, adică și să ne placă. Să ne placă. Și să ne placă unii de ceilalți. Să nu fie ceva forțat sau obositor, pentru că publicul vede și simte. Vai, și publicul este cel mai critic amand, ca să pot să-i spun așa, nu poți trăi fără el. Odată ce i-ai prins gustul, efectiv nu mai poți fără el și orice privire din public și pe de o parte mă bucur că în timpul cu evenimentelor și al spectacolelor nu port ochelarii pentru că nu văd eu, deci este foarte ok. Cu toate astea, nu știu, am primit, eram pe scenă, mi-aduc aminte, la uite, înghit, așa, că mi-aduc aminte de emoțiile alea și mai ales în prima zi Tu ești primăvara mea și mă uitam în public și vedeam doar priviri fixe, știi? Și mă gândeam, Doamne, acum le place? Acum am fost prea tare? Acum nu mi-au ieșit melismele? Acum, de ce nu mai văd nimic? Pentru că unul din marile noastre regrete, sau cel puțin al meu, este că nu m-am văzut spectacolul. Pentru că noi eram pe scenă și toată lumea a spus, vai cât de frumos a fost și rochii și machiaj și păr și lumini și tot și orchestră și așa. Și îmi spuneam, da, a fost frumos, așteptăm și noi filmările. Noi de fapt nici acum nu realizăm, știi, când privim momentele, cam cum am fost priviți și cum a fost perceput momentul în sine. Da. Vă felicit din suflet și abia aștept concertele, sincer. Da, da, da. Și nu doar eu, cred că și publicul arădean, pentru că eu cred că biletele se vor vinde foarte repede. Deci să fiți pe fază. Fiți pe fază, da. 16 și 17 decembrie vom da drumul la promo cândva înainte. Știți cum e. De brusc și dintr-o dată apare peste tot. Cam așa a fost și la... Da, așa. Tu ești primăvara mea și a prins de minune. Eram curioasă, că tot vorbeam despre vocea, Claudia. În ce caz să divaghezi, dar da, da, da. Nu. Dacă ar fi să repeți experiența respectivă, dar cu mintea de acum. Aș fi mult mai cinică. Aș fi mult mai cinică. Eram așa un copil, Doamne, când vorbeam astea, aveam 30 când am fost oare 34 de ani aveam când am fost. Mulți înainte, Claudia, ești. Da. Acum abia începe partea frumoasă a vieții. Da, a început cu oboseala, nu stăm la fel de bine, dar e ok, ne recuperăm mai greu, dar vă prindem noi din categoric, nu ne facem griji. Aș fi mult mai cinic, am fost atâta de cuminte în prima parte. Țin minte că în primele 3 săptămâni, de fapt ca să explicăm care a fost procedura, am dat un fel de
audiție în Timișoara și la un moment dat luasem legătura cu cineva care a fost la Voce și am zis, da, cam care e mâțul, cum merge? Păi zice, te duci, ai un fel de comisie de examinare, merge negativul, ai microfonul în față și cânti maxim o strofă și un refren. Na, bine. Mi-aduc aminte că mi-am ales o piesă de a lui Jennifer Hudson. Și am învățat, evident, ca orice chiulangiu, am învățat doar prima strofă și refrenul. Da. După care, înainte să intru, am zis, păi, hai să... Strofa preferată? Nu, sau nu prima strofă și refrenul. Okay. Da, asta e. Era piesa... One night only, one night only, that's all we have to share. Păi, înainte de a intra efectiv în fața comisiei, când primisem numărul de înregistrare, să-i spun așa, zic, mă, hai să ascult totuși toată piesa. Și intru și îmi cânt, îmi las acolo suflet, tot ce... Noroc că mi-am mai păstrat un pic din ce credeam eu că trebuie să dau. Și a trecut strofa și a trecut refrenul. Și nu m-a oprit nimeni. Ai de capul meu și eu acum ce fac? Tu nu știai... Continuare. Păi am, noroc că m-am ascultat înainte, am făcut eu să fie bine, stai tu liniștită. După acea interpretare ne-au chemat la București, ca să mai dăm o dată. După interpretarea de la București, s-a considerat că am trecut. După care ne-am dus ca să ne pregătim pentru blinduri, pentru etapa cu scaunele, 3 săptămâni în care eram în gradene și nu am spus nimic, nu am vorbit cu nimeni, am fost copilul tăcut, probabil prin prisma meseriei, care a stat și a observat. Singura chestie pe care am făcut-o și care m-a deranjat extrem de mult este că nimeni nu avea grijă de bieții operatori, care stăteau în platou și câte 12 ore și ne filmau toate tâmpenile pe care le făceam acolo. Și mă duceam la ei și le dădeam cafă, sandwich, mâncare, ceva, chestiile astea. Deci am avut niște unghiuri, deci am fost, vai de capul meu, deci am fost... A fost și gândită, cred că, mișcare. Nu, atunci n-am înțeles importanța, dar mi se părea aiurea, adică, nu, care cel mai bun loc prin care să fii sigur că nu ești filmat și că vezi tot? Lângă operator, care, unde auzi cel mai bine de pe lumea asta? Lângă sunetist, deci întotdeauna alte reguli, asta le știam deja. Și au venit blindurile. După care au venit duelurile, iarăși mititică, ni viu, ni coniu, am tăcut frumos, nu intrăm în dispute cu nimeni, pentru că am văzut că deja cei indisciplinați erau taxați. Da. Și foarte multă lume se întreabă de ce unii care inițial se vede că avea extrem de mult talent, sunt efectiv scoși afară din concurs la renumitele dueluri. Acolo nu este doar despre talent, e vorba despre disciplină, e vorba despre cum se lucrează cu omul, pentru că urmează live-urile și urmează chestii extrem de nasoale, unde va trebui lucrat sub presiune, sub nervi, în frig, cu foame, cum vrei tu. No, și atunci când am intrat în live-uri, când deja eram pe picioarele mele, a început ioguța. La ora X la scenă. Nu. Eu nu stau în frig. Mă chemi când e rândul meu să ai figuri. Da, în sfârșit am figuri. După ce am tăcut, de n-are rost. Na, aș fi poate un pic mai cinică, dar nu știu, poate m-aș bucura mai mult și mi-aș face mai multe poze. Deci eu nebunesc că niciodată nu apuc să fac poze. Cum să nu? Nu. Cum să nu? Mie mi se pare că ești foarte activă în social media. Ponderat activă. Nu știu, m-am dat 2, 3, 4 pași în spate de pe social media, pentru că e un vibe atât de negativ și un feeling atât de urât și mi se pare că sunt nu știu, sunt așa, sunt niște unii, ca să le zic așa, care din lipsă de ocupație împroașcă cu mai mult venin decât ar fi cazul și mă enervez, pentru că da, le iau personal și da, de fiecare dată când postați voi, citesc și comentariile unde voi, este vorba de tine, de Alexandra, de Gianina, pentru că noi așa suntem din grupul Divele de pe da, WhatsApp da, și da, da. Văd că și voi care aveți succes și sunteți vizibile și aveți mii de follower și băi, deci aveți parte de niște comentarii absolut oribile, adică mie mi se par oribile pentru că vă cunosc și vă știu și nu știu cumva. Nu știu dacă în acest moment sau de câteva luni încoace mai am nervi să mai tolerez tot felul de comentarii pe care le primesc, evident.
Și atunci încerc să trag aer în piept și să las memole. Mă supăram, deci mă supăram și mă atacam de fiecare dată, dar într-un fel încerc să înțeleg și ignor. Merg mai departe, mă bucur că sunt în ochii lor, adică ne urmăresc chiar dacă nu suntem neapărat pe placul lor, ceea ce e bine. Este foarte bine. Da. Este foarte bine. Cum reușești tu să împaci muzica cu jobul tău? Disciplină. There is no other word for it. Disciplină. Înainte să mă încadrez în poliție, unde m-am încadrat la 26 de ani, deci nu voi fi aia care iese la pensie la 40 și stați liniștiți. O să mă prind 80. La cât ești de activă și eu nu, zic la fel. Nu, n-am nicio șansă, nu. Am învățat disciplina și disciplina aia în care, disciplina de școală militară până la urmă, care are ea plusurile și minusurile ei, minusuri mai multe decât plusuri, zic eu acum, dar la vremea respectivă m-a făcut să mă împart viața în căsuțe. Am acum muzica și cu poliția și cu categorii, cu partea de PR pe care o desfășor la poliție. Nu mai pot să mai zic că sunt căsuțe care nu au nicio legătură una cu cealaltă, pentru că la un moment dat, evident că s-au întrepătruns, am căpătat o anumită notorietate pe parte muzicală. Când nu fac ceva pe partea muzicală, obligatoriu se întâmplă ceva și ies cu un sincron pe partea de PR. Disciplină. Și foarte multă... foarte mult studiu, foarte multă cunoaștere a ce implică una, ce implică alta, unde se pot întrepătrunde și unde nu au voie. Pentru mine era fascinant faptul că vă vedeam postându-vă în weekenduri la Reșița, la București, pe la Timișoara, peste tot, iar luni Claudia era în oraș patrula. Da. Și era, știi, erai așa... intactă, adică nu se vede că n-ai dormit 2-3 nopți. Thank God for makeup. Era totul intact, perfect, impecabil. Așa trebuie să fie, am o prietenă care m-a împins foarte mult înspre chestia asta de machiaj. Eu nu m-am machiat aproape deloc sau numai weekenduri până la 20 și bine de tot ani. Și în perioada în care am început să cânt cu Doni, cu care de altfel și tu ai cântat, hello Doni, salutăm pe Doni. Atunci, la un moment dat, mi-a spus, eram obosită după un eveniment, cred că fusesem în Brașov sau în București, ceva de genul, vorbind de 2003, 4, 5, ceva de genul, și mi-a zis, draga mea, de ce trebuie să văd că ești obosită? Corect. De ce mă condamn tu pe mine să-ți văd oboseala? Tu o simți, tu te simți rău, de ce trebuie să-i faci și pe cei din jurul tău să se simtă rău? Wow! Și vorbele astea mi-au rămas și încet, încet am început să-mi cumpăr tot felul de chestii de make-up și de atunci nu mă opresc. Și tot le cumpăr. E un fel de drog, adică... Ne schimbăm ochelarii. O vrei? Dar cum să nu? Păi avem de unde. Da, okay. Avem de unde. Dacă ceva avem în viață, aceia sunt ochelari. Doar două perechi am mai adus la mine. Luăm pe ăștia oficiali? Da. Da, ok, luăm oficiali. Perfect. Ai venit pregătită din toate punctele de vedere. Da, draga mea, sunt pregătită. Scuză-mă. Nicio problemă. Acum vreau să te întreb, pentru că tu ai o experiență foarte vastă în acest domeniu. Care? Al muzicii. Da, ok. Cum construim un interpret de muzică ușoară, populară, nu contează. Muzica este frumoasă și este pentru toată lumea, aproape toată lumea. Cum construim un interpret? Iar mai apoi un artist, pentru că există o diferență totuși între artist și interpret. Dacă mă întreb pe mine, numărul 1 este artistul. Ești artist în exprimare, înainte să știi că poți să cânti. Ești artist prin modul în care te prezinți, prin modul în care privești. Lumea te percepe ca pe un artist. De copil, e un pic diferit, e un pic ieșit din standard, e un pic din ce vrei tu. Da.
Părerea mea personală este că și-am susținut chestia asta și v-am spus-o tuturor fetelor tinere. Tinere în sensul de tinere talente. Pe Mădălina o știu de... Da. Prea mult. Am crescut să vă uit aici. Prea mulți ani. Prima și cea mai importantă experiență din punctul meu de vedere pentru un solist, interpret, este corul. Cântatul în cor pe care toată lumea îl neglijează, toți vrem din start să fim soliști. Evident că vrem să fim soliști pentru că este frumos să fii solist. Dar corul te disciplinează pentru că trebuie să fii atent la mâna dirijorului, trebuie să fii atent la ce cântă cel de lângă tine, cel din fața ta, cel din spatele tău și la celelalte voci. Asta implică, și să citești o partitură, poate în același timp. Ok, nu citești partitura pentru că ai învățat piesa pe de rost. În continuare, trebuie să fii atent la tot ce cântă ceilalți. Trebuie să fii atent dacă mai ai un pian care acompaniază corul. Trebuie să fii atent și la ala. Dacă colegul, mă știu eu, ia pe arătură, are o zi proastă, se gândește la temir ce, trage-l un pic de mână, că vezi că nu ești chiar unde ar, pe unde ar trebui să fii. Și trebuie să o faci discret. După cor, avem un corist. Un corist care deja are o bază extrem de solidă. Și pe acela construim. Artistul se va perfecționa, artistul va crește, artistul, dacă e fată, să zicem, artistul dintr-un interpret se va ocupa de make-up, se va ocupa de accesorii, cum ai tu cercei, adică ținuta este fabuloasă, dar cercei o fac din categoria wow. Vezi, chestiile astea, accesoriile. Eu mă folosesc de ochelari ca să mă fac vizibile, de exemplu. Știi? Mă, și de părul roșu. Ești o apariție. Ești o apariție indiferent ce mare. Nu, ești o apariție indiferent. Cred că și atitudinea contează pe scenă. Da. Modul în care pășești, încrederea cu care pășești. Da. Toate la un loc intră în pachetul artistului. Da. Toate intră în pachetul artistului, toate se formează, nimic nu este... Revenim. Deci este adevărat ce spunem, nimic nu este... Întâmplător. Deci toate intră la pachet. Și mai am, apropo de chestia asta, am avut o vorbă cu Zoli. Eram la repetiții, nu mai știu care dintre voi eram pe la repetițiile generale de dinainte de a ne muta în filarmonică. Și pentru te ești primăvara mea și vorbeam cu Zoli și a venit Zoli și m-a întrebat, nu este mai apropiat ca vârstă, și la un moment dat a venit Zoli și m-a întrebat, zice, tu, Siveam, așa e că și tu ai emoții înainte de orice eveniment, orice cântare, indiferent ce cântăm la, mai știu eu, ne-am nimerit la un chef și Claudia, hai și cântă ceva și în momentul ăla îți urcă stomacul în gât și am zis da, și tu, da. Și am întrebat de ce. Și atunci mi-a spus Zoli o altă chestie. Pentru că noi am ajuns poate la vârsta la care conștientizăm că ești atât de bun precum ți-a fost ultima cântare, ultima prestație, ultima interpretare, ultimul spectacol. Eu cred că noi suntem încă la stadiu de, nu vreau să greșesc, dar copii. Încă suntem naivi. Încă nu trăim 100%, nu conștientizăm importanța momentelor. Și atunci în acele momente, noi doar trăim, ne bucurăm de ceea ce reușim să facem pe scenă. Ei, în timp când revedem momentele și ne mai maturizăm sau vedem lucrurile diferit, este colosală diferența. Da, și vă faceți autocritică, aici trebuia să fac așa, aici trebuia să fac așa. Reascultând piesele din concert acum că sunt postate pe YouTube, urmăriți-ne paginile de social media. O să lăsăm aici un link, neapărat trebuie să le urmăriți. Am descoperit atâtea greșeli pe care sunt ferm convinsă că la următoarea interpretare, dacă ne ajută Dumnezeu și mai facem încă o primăvară, la primăvară. Neapărat. Nu cu aceleași piese, cu toate că acum pe toate le-aș cântea diferit. Mi-am descoperit atâtea greșeli de nu-mi vine să cred. Și cu cât ascult mai mult, aici n-am respirat cum trebuie, aici n-am fost pe bătaie cu Ciobi, aici trebuia să fac aia, aici nu mi-a plăcut poziția mâinii, aici am înțeles că am rămas fără aer, dar nu înțeleg de ce, bun, să zicem, coboseală. Îți faci autocritica.
Și așa, zic eu că așa crești, așa evoluezi. Așa evoluezi, altfel nu. Să știi că și eu, la fel ca tine și cred că și colegele noastre, colegii noștri, da, la fel gândesc. Da. Adică ar schimba în mai bine, în mai frumos. Sau măcar altfel. Sau măcar altfel, da. Dacă ar fi să transmiți un mesaj publicului arădean și nu numai, care ar fi publicului acesta? Sau arădenilor? Publicului meu? Publicului în general? În general. Pentru că sunt foarte mulți oameni care ne urmăresc de toate vârstele și cred că ei se bucură că au posibilitatea să cunoască așa puțin din povestea unui om pe care îl văd poate doar pe scenă sau poate doar într-o intervenție. Publicului arădean și arădenilor și nu numai, aș vrea să le spun, consumați cultura. Cultura nu este gratis, din nefericire. Nu trăim într-o lume în care cultura să fie gratis. Mergeți la fila, mergeți la teatru, veniți la noi la concert, mergeți la alții la concert, mergeți la muzeu. Mergeți pe mal, unde artiștii de la City Zenith au făcut tot felul de chestii pe pereți. Mergeți și consumați chestii de underground, festivaluri de teatru underground, care din câte am înțeles urmează a fi organizat, la un moment dat se va relua. Mergeți la evenimentele culturale atât din Arad cât și din județ. Consumați cultură, pentru că educația fără cultură, și nu-ți dai seama de chestia asta, educația fără cultură nu este completă. Educație plus cultură egal evoluție. Și asta ne dorim. Asta ne dorim. Și ne dorim evoluție ca indivizi, ne dorim evoluție ca societate și ne dorim evoluție ca, nu știu, ca națiune până la urmă. Și există cultură și în Arad. Da, există cultură și în Timișoara. Există cultură și în Oradea. Și prin faptul că noi am reușit să facem un asemenea show în Arad, denotă faptul că și Aradul poate, ok, nu la fel de des ca în alte orașe, dar am avut și 3 zile de jazz în Arad, nu? Art jazz. Am avut, la un moment dat, era organizat de Mișii Molnar, Arad Can Jazz. Deci am avut și avem și se fac și se organizează. Important este să se dorească. Cultură, da, consumați cât de multă cultură. Îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea și abia aștept să fim pe scenă pe data de 16 și 17 decembrie. Vă pupăm și nu uitați, cum spunea și Claudia, iubiți Aradul!